Capitolul 4. Cum să te îmbogățești? Punctul de vedere al lui Robert. Rezolvă problemele. Toată lumea are probleme financiare. Dacă vrei să devii bogat, rezolvă problemele. Identificarea unei probleme creează oportunitatea de a crea soluția. Fiecare generație va avea propriul set de probleme financiare. Pentru generația părinților mei, provocările includeau o depresie și un război mondial. Soluția lor la aceste probleme. A fost să meargă la școală, să-și găsească o slujbă sigură cu beneficii, să se pensioneze la 65 de ani și să joace golf până la sfârșitul vieții. Mulți din generația celui de-al doilea război mondial aveau un plan de pensii cu beneficii determinate, economii, asigurare socială și medicală. Pentru mulți din generația părinților mei, o bună pregătire și o slujbă bună erau factori adecvați supraviețuirii financiare. Generația mea, generația Baby Boom, se confruntă cu un set diferit de probleme financiare. Astăzi, o bună pregătire cu studii superioare și o slujbă bună nu mai sunt suficiente, și ca problema să fie și mai dificilă, slujbele sunt exportate în străinătate. Astăzi, tot mai puține companii au planuri de pensii cu beneficii determinate. Pentru că planurile de pensii cu beneficii sunt foarte scumpe, companiile care le au încep să le modifice sau le întrerup pur și simplu ca să economisească bani. Companiile nu vor să-mi plătească pe angajați nesfârșit. În 1974, datorită schimbărilor petrecute pe piețele globale, multe companii au încetat să mai ofere planuri de beneficii determinate și au început să ofere planuri de contribuții determinate, care mai târziu vor fi cunoscute în Statele Unite ca planuri 401K, IRA și Kyog. Problema generației mele este că un plan BD este un adevărat plan de pensie. În vreme ce CD nu este un adevărat plan de pensie. Este un plan de economii. De fapt, Planul 401K nici nu fusese menit să fie un plan de pensii. În alte țări, problema este aceeași, doar că folosesc denumiri diferite pentru planurile lor de beneficii determinate sau planurile de contribuții determinate. În termeni foarte simpli, un plan de pensii cu beneficii determinate te va acoperi cât vei trăi. Un plan de contribuții determinate. Te va acoperi câtă vreme vei avea bani în cont. Cu alte cuvinte, un plan BD, teoretic, nu va rămâne fără bani, în vreme ce planul CD poate să rămână fără bani. Poate că acesta este motivul pentru care USA Today găsește că cea mai mare teamă în America este aceea de a nu rămâne fără bani în timpul anilor de pensie. Cei mai mulți dintre noi știu deja că aproape 80% dintre exponenții generației Baby Boom nu au destui bani pe care să se sprijine. Generațiile care au urmat generației Baby Boom, de multe ori denumite generația X și generația Y, vor avea un alt set de probleme financiare de rezolvat. Dacă generația Baby Boom nu se pricepe să elimine haosul lăsat de părinții lor, generația X sau generația Y va trebui să gestioneze un haos și mai mare. Generațiile X și Y nu vor trebui doar să gestioneze problemele noastre financiare și datoriile țării noastre. Dar vor moșteni și problemele financiare ale părinților lor din generația baby boom, sau poate chiar problemele bunicilor lor, de vreme ce există șansa ca tot să trăim mai mult. Trăind mai mult, ne-am putea aștepta să prelungim anii de muncă, pensionându-ne mai târziu, dar ce ne facem dacă trăim mai mult? Dar nu suntem capabili să continuăm să muncim. Dimensiunea crescândă a acestei probleme, acum de domeniul trilioanelor de dolari, este descurajantă doar împingând-o înainte către următoarea generație, nu facem decât să creăm o problemă și mai mare și mai complexă. Cu cât problemele financiare devin mai mari și mai complexe, cu atât este nevoie de un IQ financiar mai înalt ca să le gestionăm. Vom avea nevoie de toată inteligența pe care o putem obține pentru a soluționa această problemă. Repetând titlul de pe prima pagină din Time Magazine, din 31 octombrie 2005, cel mai grav lucru este Marea jegmânia la pensionării. Milioanelor de americani care cred că vor avea beneficii de pensionare, li se pregătește o neplăcută surpriză. Cum îi fură corporațiile pe oameni cu ajutorul Congresului? Lipsa de educație financiară din școlile noastre ne drumul pentru oameni lipsiți de scrupule, chiar pentru oficiali aleși din ambele partide, de a fura legal de la cei care nu-și pun întrebări. Mie îmi spui, eu și Donald sperăm să ne înșelăm. Dar credem sincer că America este în dificultate. Iar dacă America are necazuri, lumea întreagă are. Una dintre cele mai mari probleme ale zilor noastre este creșterea prețului petrolului. Petrolul este sângele economiei mondiale. Dacă prețul petrolului crește prea mult și nu vom găsi curând o alternativă la petrol, economia mondială va începe să moară. Așa cum îmi spunea Donald într-o zi: Dacă benzina costă 5 dolari galonul la pompă, Asta nu mă afectează pe mine sau pe tine, prea mult. Dar dacă tu câștigi 10 dolari pe oră, atunci cei 5 dolari pe galon taie rația de mâncare a familiei tale. Și a continuat spunând, petrolul afectează totul în economia noastră, iar problema este că rămânem fără petrol. Prețurile nu vor face decât să crească. Noi doi ne vom descurca, dar milioane de oameni vor avea de suferit din această cauză. Dacă petrolul trece de 100 de dolari barilul, și eu cred că așa se va întâmpla într-un viitor apropiat. Economia va avea de suferit, dar tu nu trebuie să suferi. Poți face față problemei acum și o să fie o parte a soluției. Când vorbesc cu oamenii de unele dintre provocările financiare din viitor, primesc diverse răspunsuri. Unul dintre răspunsurile obișnuite este nu vorbi despre asta. Un alt răspuns pe care îl obțin este trebuie să gândim pozitiv. Tot acest negativism este rău. Sau Dumnezeu va rezolva problema. Aceste răspunsuri vin de la oameni cu un IQ financiar scăzut. În loc să confruntă problemele ce se ivesc și să se întrebe cum pot trage foloase din aceste probleme, ei preferă să-și ascundă capul în nisip. Și acesta este motivul pentru care milioane, probabil miliarde de oameni vor avea de suferit în anii ce vor veni. În loc să privească problemele ca pe oportunități, ei aleg să-și pună ochelarii de cal. Tatăl meu bogat m-a învățat la scurt timp după criza de petrol din 1973-1974 că petrolul și bogăția sunt în relație directă. Deseori spunea: "Bogăția egal energie." Încă de când eram ucenic la Standard Oil pe petrolierele lor, începând din 1966, am devenit interesat de petrol. Explicația tatălui meu bogat era una simplă. El a spus: "Atunci când prețul energiei scade, averea noastră crește. Ecuația arată cam așa. Iar pentru majoritatea oamenilor, atunci când prețul energiei crește, bogăția noastră scade. Anul 1974, același an când am început cariera de om de afaceri ca proaspăt reprezentant de vânzări ale companiei Xerox, a demonstrat că teoria tatălui meu bogat era adevărată. În 1974, prețul mare al petrolului a cauzat contractarea economiei. Oamenii nu mai închiriau copiatoare Xerox. În schimb renunțau la contractele de închiriere. Prima mea vânzare ca nou agent m-a găsit în genunchi în fața clientului, implorând, nu vânzând. Îl imploram pe client să nu renunțe la contractul de închiriere. Îmi amintesc că unul dintre clienți mi-a spus: „De ce aș mai ține copiatorul? Afacerea mea s-a dus.” Acesta este doar un mic exemplu de ceea ce se întâmplă atunci când prețul energiei crește. În loc să fac bani în primi doi ani, eu datoram bani companiei Xerox. Datoram bani companiei pentru că de fiecare dată când un client returna un copiator, comisionul care fusese plătit agentului de vânzări, care îl vânduse, era retras de la agentul de vânzări care îl pierduse. Eu nu vindeam, ci muream de foame și am fost aproape de concediere de câteva ori pe parcursul acestor doi ani. Vremurile grele te pot face bogat. Vestea bună a fost că provocarea unei economii contractante m-a făcut de fapt să devin un agent de vânzări mai bun. Chiar dacă nu am făcut prea mulți bani pe vremea aceea, antrenamentul meu în vânzări de atunci încă mă răsplătește și azi. Afacerile mele sunt de succes pentru că pot să vând și pentru că înțeleg importanța vânzărilor și a marketingului. În vremurile economice grele, asta îți poate da un avantaj. Așa cum eu și Donald Trump spunem uneori, dacă ești în business, trebuie să înveți să vinzi. Creșterea IQ-ului meu financiar De vreme ce era penurie de petrol, Tatăl meu bogat mi-a sugerat să învăț mai multe despre industria petrolului. Lucrasem la Standard Oil din 1966 până în 1969 ca ucenic și ofițer naval, al treilea ofițer la comandă pe petrolierele lor. Cum petrolul mă interesa, mi-a fost ușor să învăț mai multe despre el. Odată ce am început să câștig ca reprezentant de vânzări la Xerox, pentru a învăța mai multe despre petrol, m-am angajat part-time la o companie petrolieră din Oklahoma care vindea investiții în exploatarea petrolului și a gazelor naturale, domenii care se bucurau de protecție fiscală. În acele vremuri, un investitor putea investi 100.000 de dolari și primi o deducere fiscală de 400% pentru investiția sa. În acest exemplu, o investiție de 100.000 de dolari valora 400.000 de dolari prin scutiri de taxe, astfel că investitorul făcea mai mulți bani din producția de petrol și plătea mai puține taxe unul dintre motivele pentru care bogații au devenit și mai bogați. Vânzând aceste pârghi de protecție fiscală în petrol și benzină, în timpul acestei perioade de creștere a prețului petrolului, am învățat lecții importante. Lecția numărul 1 a fost că nu toate afacerile au de suferit de pe urma crizei petrolului. Vedeam cu ochii mei faptul că mulți oameni deveneau tot mai bogați în vreme ce alții sărăceau tot mai mult. Realizând acest lucru, IQ-ul meu financiar a crescut. Am văzut o altă lume. După experiența mea în vânzări de copiatoare Xerox, apoi în afaceri și în vânzarea de protecție fiscală, bogaților în timpul meu liber, m-am decis că vreau să fiu bogat. Lecția: Priviți ecuația. Realitatea dură este că atunci când prețul energiei crește, averea națiunii scade, cu excepția celor care au un cu financiar îndreptat către investiții înțelepte. Totuși, dacă ești bogat, ecuația poate arăta astfel. Alegerea va aparține. Veți putea alege ce ecuație, bogăție, energie vreți. Am devenit partener în companii de exploatare petrolieră pentru că voiam să fiu în tabăra bogaților. Astăzi, continui să investesc în afaceri cu petrol și gaz, așa cum făceam în anii 1970 și 1980. Astăzi, reducerile fiscale, deși nu mai sunt la fel de substanțiale ca în trecut, sunt încă atrăgătoare. Pentru 100.000 de dolari investiți astăzi, chiar dacă nu mai obțin o scutire de 400% așa cum obțineam în trecut primesc totuși o reducere de 70% plus 15% alocație pentru epuizarea resurselor asta înseamnă că primesc o reducere fiscală de 70.000 de dolari atunci când investesc și pentru fiecare dolar devenit mai primesc 15% reducere fiscală ceea ce înseamnă că eu câștig mai mult și plătesc mai puține taxe încercați să obțineți același lucru cu economiile acțiunile, obligațiunile sau fondurile mutuale. Să știți cum să câștigați bani și să plătiți mai puține taxe înseamnă inteligența financiară. Norocul meu a fost că am găsit o companie petrolieră onestă. Așa cum mi a spus tatăl meu bogat cu ani în urmă, definiția petrolistului este un mincinos care stă lângă o gaură săpată în pământ. Puteți substitui termenul petrolist cu miner aurifer. Astăzi, deși produc mulți bani din cărțile și jocurile mele, cea mai mare parte a verii provine de la mina mea de aur din China, mina de argint din America de Sud și afacerile imobiliare din Statele Unite. De fiecare dată când un reporter mă întreabă, cel mai bun mod de a te îmbogăți nu este să scrii cărți despre cum să te îmbogățești. Eu chicotesc. În replică spun, dacă tu crezi că a scrie un bestseller internațional și a crea un joc educativ este ușor, de ce nu o faci și tu? După părerea mea, este mult mai lesne să găsești petrol sau aur decât să scrii un bestseller. Eu și Donald Trump scriem cărți pentru că suntem foarte îngrijorați de faptul că americanii și oamenii din toată lumea se află în fața unor vremuri financiare turbulente. Noi sperăm să ne înșelăm, dar preocuparea noastră este că milioane de oameni vor avea de suferit financiar din cauza furtunilor financiare care amenință. Mesajul nostru este: cu o educație și o pregătire financiară potrivite, puteți să vă ridicați achiul financiar și să stăpâniți apele învolburate pentru a deveni mai bogat, nu mai sărac. Punctul de vedere al lui Donald Educația înlocuiește teamă. Mesajul meu și al lui Robert este Cu o planificare și o educație financiară adecvate, poți rezista turbulențelor care au loc în lumea noastră financiară de astăzi și prin această educație poți deveni mai bogat, găsind căi de rezolvare a problemelor. Îmi vine în minte un simplu exemplu de rezolvare problemelor. Când Robert a venit în biroul meu de curând, ca să discutăm despre carte, avea un scaun roșu în mijlocul biroului meu. L-am întrebat dacă îi plăcea scaunul și cam cât credea el că ar costa. El stătea și privea acest scaun elegant de salon, frumos tapizat. În cele din urmă a spus, habar n Mi-a plăcut la nebunie. Mike, directorul terenului meu de golf din California, m-a sunat și mi-a spus că are nevoie de 150 de scaune pentru restaurant și că a primit o ofertă de 1500 de dolari pe fiecare scaun. Mi s-a părut foarte scump, așa că în loc să fie pur și simplu de acord, am dat câteva telefoane. M-a costat 90 de dolari, am spus chiar mândru. Este un scaun minunat. Este cel mai bun. Uite, așează-te pe el. Și este un scaun mai bun decât cel de 1500 de dolari. Și câți bani am economisit doar dând câteva telefoane. Este vorba de a ști să fii lider și de capacitatea de a rezolva probleme. Dacă echipa mea crede că eu cheltuiesc fără să-mi pese, ei vor cheltui bani cu nepăsare. Așa că fac asta nu doar ca să economisesc capital, dar și ca să dau un exemplu echipei mele. Vezi, nu mi-e teamă să cheltuiesc bani. Îmi place să cumpăr ce este mai bun, dar nu îmi place să risipez banii. Atât de mulți oameni se chinuiesc financiar pentru că gândesc ieftin și cumpără ieftin. Te poți îmbogăți fânt zgârcit, dar cine vrea să fie un om bogat și zgârcit? Nici măcar atunci când am avut dificultăți financiare nu am fost zgârcit. Atunci când compania mea se zbătea în dificultăți, eu îmi plăteam la fel de bine angajații. Încă îmi mai plătesc bine angajații. Și iată de ce cumpăr cel mai bun scaun la cel mai bun preț. Nu-mi place să fiu jegmănit, mai ales când pot să obțin lucrurile cele mai bune cu bani mai puțini. Am aceleași așteptări de la echipa mea. Un lucru pe care trebuie să-l amintim toți este că cei mai bun locuitor pentru scuze este puțin efort. Dacă noi toți am face un mic efort să înțelegem ce este în jurul nostru, să facem acel salt spre folosirea inteligenței noastre cele mai înalte, lipsite de automulțumire, ar putea rezulta o gândire lucidă. Rezolvarea problemelor nu înseamnă educație la cel mai înalt nivel. Așa cum înțelegerea poate înlocui ura, educația poate înlocui frica. Ignoranța poate fi mai ușoară dar deseori este rezultatul frigii, așa cum spunea Robert Frost. De nimic nu mă teme mult ca de oameni înfricoșați. Diminuați-vă teama și alimentați-vă curajul. Îmi plac diagramele lui Robert și când mă uit la săgețile lui cu bogăție și energie, mă gândesc cum energia noastră individuală poate crea bogăție. Dacă perseverezi în a merge înainte cu avânt, aceasta este prin ea însă și o mare forță energetică și cu o concentrare adecvată este foarte posibil să reușești. Întotdeauna mi-a plăcut maxima lui Alexander Graham Bell. Concentrează-ți toate gândurile asupra lucrului pe care îl desfășori. Razele soarelui nu ard decât atunci când le focalizezi. Dacă îți poți controla energia, atunci ai mari șanse de a-ți crea și controla propria avere. Săgețile tale, bogăție, energie, vor indica aceeași direcție. Am învățat că ceea ce este esențial poate fi uneori invizibil ochiului. Acolo intervine discernământul, Liderii sunt acei oameni care au înlocuit teama cu discernământul, ceea ce înseamnă că ei pot prezice inevitabilul. Educația lor s-a materializat într-o intuiție care poate înlocui eficient frica, lucru care le crește considerabil șansele de succes. Rezolvarea problemelor este foarte mult ușurată dacă privești problemele ca provocări, și ai putea la fel de bine să le privești astfel, de vreme ce problemele fac parte din viață. Abordarea pozitivă a problemelor îți va oferi inevitabil mai multă energie. Spun inevitabil cu încredere pentru că știu că este adevărat din propria experiență. Siguranța este un pas mare către curaj, iar frica se va volatiza în confruntarea cu el. Robert a spus că problemele pot crea oportunități. Este bine spus, iar eu sunt de acord cu el. Dacă vei începe să-ți privești problemele în această lumină, pot garanta că ești pe drumul cel bun în soluționarea lor. Am avut câteva probleme mari de domeniul a miliarde de dolari datorie, dar nu am dat falime niciodată și am mai mult succes acum ca oricând, astfel că vorbesc din propria experiență. Turnul Trump este pe hartă ca punct de referință de atât de mult timp, încât oamenii uită că nu a apărut pur și simplu din senin în Manhattan. Am avut multe obstacole de luat în considerare și de depășit când am decis să vreau locația Tiffany pentru noua mea clădire. A trebuit să rezolv multe probleme. Întâi am vrut să cumpăr magazinul și clădirea Bonvit Taylor, dar s-a crezut că sunt bun. Nu am renunțat, dar au trecut trei ani până să ajung undeva cu ele. Apoi am vrut să cumpăr drepturile de spațiu aerian de deasupra clădirii Tiffany. Cumpărându-le, aș fi obținut dreptul de a construi o clădire mult mai înaltă. Odată ce am obținut aceste drepturi, încă mai aveam nevoie de o mică parcelă de teren, care era critică din pricina legilor de sectorizare Acestea impunând un minim de 9 metri de spațiu liber în spatele oricărei clădiri. Asta a necesitat multe investigații și negocieri. În plus, eu și arhitectul meu, Der Scud, am făcut cel puțin 48 de proiecte, identificând cele mai bune elemente din fiecare și incorporându-le în proiectul final. Apoi, noi trebuia să avem proiectul final aprobat de primărie și să obținem variantele zonale. Aceasta este doar o parte din povestea turnului Trump. Niciunul dintre acești pași nu a fost ușor, dar am privit fiecare pas ca pe provocare și m-am delectat rezolvând detaliile. Dacă nu aș fi privit situația astfel, m-aș fi descurajat foarte ușor. Dar în loc de asta, am o frumoasă clădire care a devenit celebră în lume. A meritat? Da, și este un bun exemplu de soluționare a problemelor. O altă poveste interesantă a turnului Trump este însuși numele lui. Voiam inițial să-l denumesc turnul Tiffany din pricina locației. Un prieten m-a întrebat de ce să nu folosesc un alt nume celebru ca să descriu o clădire pe care am imaginat-o și construit-o. Iar întrebarea lui și-a atins scopul. A devenit Trump Tower. Eu și Robert ne dăm seama că problemele pot fi complexe și uneori par nesfârșite, dar noi vrem să vă încurajăm ca să le vedeți ca provocări ce vă vor da șansa unor mari realizări. Aminteșteți că nimic nu este ușor, dar cine vrea nimic? Inteligența financiară este mai mare decât atât.